ne-am stabilit candidați, avem candidați pentru funcția de primar stabiliți în fiecare comună din județul Vrancea. În fiecare săptămână vom prezenta câte un candidat, în așa fel încât în câteva luni de zile să vă prezentăm toți candidații Partidului Național Liberal pentru fiecare comună. E, cum să spun, un drept, o onoare pentru mine ca primul primar pe care îl prezint sau primul candidat al Partidului Național Liberal să fie domnul Valeriu Căzan Firescu. Mi-e foarte greu să prezint o istorie de 12 ani. Deci, practic, am crescut politic și am crescut amândoi în politică în perioada asta. Am trecut prin perioade de opoziții, prin perioade la putere, am rămas întotdeauna împreună și domnul Valeriu Căzan Firescu, ca și primar, ca și membru al Partidului Național Liberal, ca și vicepreședinte al Biroului Politic Județean, a fost unul din stâlpii de încredere și oamenii care nu s-au frânt niciodată ai Partidului Național Liberal. Prima candidatură pentru 2012, imaginați-vă că pentru mine chiar este o onoare ca la al patrulea mandat să fiu primul care deschide lanțul candidaturilor la nivel de Partid Național Liberal la Vrancea. De ce spun că este o onoare? Pentru că am salutat încă din ședința Biroului Politic de acum două săptămâni propunerea președintelui de a începe lansarea candidaturilor de primari. Săptămâna trecută am avut întâlnire cu toți primarii la nivel de județ, PNL, pentru că unele voci și curele la nivel de județ spuneau că vor pleca primarii PNL, nu o să mai răspundă la chemările Partidului Național Liberal. Iată că săptămâna trecută ne-am întâlnit toți primarii liberali cu o parte din conducerea Biroului Politic Județean. Toți sunt hotărâți să candideze în continuare pe USL la nivel de județ, la nivel de comună, dacă și cred că există posibilitatea Partidul Democrat Liberal să nu ia niciun vot la alegerile din 2012. Și așa noua organizație la Slobozia Bradului, cei de la PTL. Noi ne-am stabilit candidații noștri. Urmează un proces de negociere care ar fi trebuit să fie terminat până acum în relația cu PSD-ul ca să stabilim care sunt candidații comuni, ca să zic așa, unde îi acceptăm, unde sunt candidații. Nu s-a terminat și nu s-a făcut acest lucru, eu trebuia să-mi fac treabă. Noi ne-am stabilit candidații pe fiecare comună din județul Vrancea. Am început cu domnul Valeriu Căzan Firescu, dar s-ar putea săptămâna viitoare să vin cu o comună unde n-am acum la ora asta prima. Vom face sondaj de opinie, vom vedea care e cel mai bine plasat și cu ăla vom merge în comun pe USL sau nu. Deocamdată legea ne permite, sau mă rog, actul nostru juridic intern ne permite să avem candidați separați. În primul rând îmi anunț primarii, pentru că vă asigur că primarii noștri vor candida în orice fel de condiții. Toți primarii noștri, fără vole. Umblă unii de la UNPR, se duc pe la primarii noștri și le spune: hai, nu treceți la noi, că vă dăm 2 miliarde.